Consilierii locali au fost nevoiți să își amâne ședința. În sală și-a făcut apariția un cetățean însoțit de soția sa. Despre cei doi polițiști locali aveau informații că doreau să perturbe desfășurarea ședinței. De aici și până la un adevărat scandal nu a mai fost decât un pas. Inițial, cei doi au fost invitați să părăsească sala. Păi de ce nu spune și la alți cetățeni aici? De ce mie? De ce v-am informat? Dar de ce mie, domne? Ce aveți cu mine? Aveți ceva cu mine? Domne, aveți ceva cu mine? Da, ați făcut. Este discriminare. Dacă veniți și spuneți la toată lumea, este în regulă. Dacă îmi spuneți numai mie, Olteanu, e o problemă. Și cum au refuzat să plece, polițiștii locali au încercat evacuarea lor pentru ca aleșii locali să-și poată ține ședința. Domne, luați domne mâna de pe mine. Domne, luați mâna de pe mine. Luați mâna de pe mine. Domnul Olteanu este întotdeauna un protestatar care are ceva de spus în nivel de conjunctură. Polițiștii nu l-au evacuat din sală, l-au invitat în nenumărate rânduri să iasă până afară din sală, pentru că refuza în mod sistematic să stea de vorbă cu ei, să-i pună în vedere să nu turbure ordinea de ședință, cum și dânsul a explicat pe postul de televiziune că avea de gând să o facă. A refuzat de vreo 2-3 ori, au încercat să-l scoată afară din sală, am văzut că se opune, se creează scandalul la monstru, se pune pe jos pe acolo, țipe, se țipe și am dat dispoziție să fie lăsat în pace. Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local erau proiecte importante. Toate vor fi luate în dezbatere în cadrul unei alte întâlniri, a cărei dată urmează să fie stabilită. Pentru motive temeinice s-a amânat întrucât n-au fost asigurate condițiile de ordine, de climat, de ordine și liniște și în conformitate cu dispozițiile legii 215 și a regulamentului de aplicare acestei legi, ședința nu a putut să-și țină lucrările, urmând să fie stabilită o altă dată pentru reluarea lucrărilor ședinței. Pe ordinea de zi a ședinței se aflau 19 proiecte de hotărâre. Toate vor fi discutate în cadrul unei întâlniri viitoare.